Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Așa cum v-am obișnuit până acum, facem un tur al universităților din Iași și iată că astăzi vom ajunge la Universitatea Petre Andrei pentru a vedea ce ofertă educațională are pentru viitorii studenți, pentru viitorii absolvenți, poate, de liceu. Îi spunem bună seara și bun venit la noi domnului Doru Tompea, este președintele Fundației Petre Andrei și ne va da toate informațiile necesare pe care noi vrem să le aflăm. Bună seara! Bună seara, Sărămâna, și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, noi așa ne-am propus să aflăm de la fiecare universitate din Iași, iată cu ce oportunități vine pentru elevii care termină acum, iată, deja s-au afișat și rezultatele la bacalaureat astăzi. Da, este sezonul cel mai fierbinte și pentru absolvenții de liceu și pentru universități care încearcă să-și atragă cât mai mulți absolvenți. Din păcate, spun lucrul ăsta din start, ceea ce s-a anunțat și astăzi, din cei care s-au înscris, absolvenți de liceu vorbim, la bacalaureat, ăștia sunt aproape jumătate din absolvenții de liceu. Asta e o statistică ce curge de vreo 3-4 ani încoace și un lucru grav, zic eu. Deci nu mai sunt absolvenți care să-și dorească să-și dea bacalaureatul, dar minte să mai vorbim de admitere la facultăți. Deci din cei aproape jumătate cât s-au înscris din absolvenții de liceu la examenul de bacalaureat, au promovat ca medie națională, acum câteva ore s-a anunțat, au promovat 67%. Deci și aici ne situăm pe un trend descendent în ultimii ani, ceea ce denotă o anumită criză atât a învățământului preuniversitar, cât și a învățământului universitar. Bazinul de recrutare pe care noi universitățile îl aveam până acum 5, 7, 10, 15 ani s-a îngustat foarte mult. Am mai spus-o, cauzele sunt cunoscute, ar însemna efectele crizei economice care la noi s-a abătut prin 2008, 2009, 2010, dar efectele în mediul educațional s-au resimțit după aceea. Cred că principala cauză plecarea părinților în exact, străinătate apoi la muncă. Părinți cu copii cu tot, mulți dintre ei preferă să meargă să lucreze în străinătate, avem 4 milioane de români care trăiesc în străinătate și această demotivare a absolvenților de liceu de a mai urma universități, cursuri la universități, toate astea au generat, ce spuneam eu, avarierea sistemului bazei de selecție pentru universitățile din țară. Aici vorbim de universitățile din țară. La rândul lor, cei care obțin bacul se îndreaptă, cei buni, foarte buni, de înțeles, se îndreaptă spre universități din străinătate unde se acordă în continuare niște facilități pe care țara asta noastră nu le poate acorda. Alți studenți buni se îndreaptă spre universități bugetate de la stat, adică universitățile de stat, care însă pe lângă programe bugetate de statul român au și programe cu taxe, cum se spune, și la ora asta am mai discutat chestiunea asta la dumneavoastră. La ora asta, ca să spun așa, cele mai privatizate universități, în mod paradoxal, sunt cele de stat, nu cele private. Iar în ce privește universitățile private, cumulând, adiționând toate aceste cauze pe care le-am evocat mai înainte, universitățile private au cunoscut o avariere foarte puternică în ultimii ani, mai ales după 2009-10 încoace. Erau și prea multe. Părerea mea că erau prea multe în Sistemul Național de Învățământ până acum câțiva ani. Erau acreditate prin lege 37, prea multe pentru o țară ca România, dar au rămas vreo 10 universități care mai gâfâie, spun eu, care mai rezistă pe piața academică.
Printre ele, din fericire, nu mă bucură de norocirile altora, dar Universitatea Petre Andrei din Iași a rămas singura din Iași acreditată, cu grad de încredere, care se regăsește de la an la an cu aceleași programe, chiar de anul trecut cu programe postuniversitare, să discutăm acuși, care răspunde voilor pieții în hotărâri de guvern. Deci a rămas foarte puțin. În Iași singurii, iar în Moldova noi am rămas, mai este una pe la Galați și cam atât. Pe de o parte e bine, că vă întrerup, eu cred că așa cumva nu aveți concurență cu alte universități private la nivel de Iași, dar iată că trebuie să vă concurați cu cele de stat. Da, din anul 1990, când noi am gândit acest proiect Petre Andrei împreună cu rectorul fondator Petru P. Andrei, chiar am prăznuit și noi ați comemorat zilele trecute Sfinții Petru și Pavel și mentorul nostru spiritual Petre Andrei, savantul Petre Andrei, o personalitate uriașă a culturii române, interbelice, rectorul și președintele fondator Petru P. Andrei, fiul savantului de asemenea, am comemorat atât personalitatea acestor doi oameni, cât și faptul că în 1990 am gândit un proiect cu profesorul Petru P. Andrei și un grup de intelectuali din Iași, un proiect care la început a fost un proiect cultural. Un proiect cultural la care domnul Andrei a ținut foarte mult, ne-a adunat încă din zilele, nopțile Revoluției, din 89, ce-o fi fost atunci, ne-a adunat acasă la el pe Lascăr Catargii, pe atunci Karl Marx, 29, și atunci ne-a rugat să ne gândim la un proiect cultural care a însemnat editarea unei reviste Ethos, foarte cunoscută în perioada interbelică, și înființarea unei fundații academice, care s-a numit Fundația Academică, se numește Fundația Academică Petre Andrei, care să aibă ca obiect de activitate, în primul rând, cercetarea operei savantului Petre Andrei și nu numai, valorificarea culturii naționale în context european. Am și muncit ani de zile la acest proiect alături de profesorul Andrei până în 2002, când s-a prăvădit, și recunoașterea a venit de la cel mai înalt for și cel mai prestigios for academic din România. Din partea Academiei Române, noi am primit împreună cu profesorul Andrei premiul Academiei Române pentru toți acești ani și pentru faptul că am editat mare parte în ediții Princeps sau reeditat opera colosală a savantului Petre Andrei, chiar în ediții bilingve, în limba engleză, în limba franceză. Ideea de a înființa o universitate s-a născut pe parcurs. După un an de zile a fost ideea profesorului Petru P. Andrei, care a părăsit Universitatea Alexandru Ioan Cuza în 83 pentru faptul că pe motive politice a fost blocat în a promova pe un concurs, pe un post de conferențiar, pe motive politice. Dosarul politic și intelectual, de intelectual civic al tatălui său, Petre Andrei, l-a urmărit și în comunism, deși el s-a sinucis datorită legionarilor, iar domnul Andrei a fost acuzat că, sau i s-a inventat la dosar, faptul că a făcut activitate politică, era în fruntea tineretului țărănesc din Iași și a manifestat împotriva bolșevizării țării. A făcut și pușcărie vreo 2 ani. Domnul Andrei a dorit, nu dintr-o un reflex antagonic sau dintr-o inamiciție față de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, unde tatălui a fost decan, a fost directorul Bibliotecii Centrale Universitare Fundațiile Carol, prin decret regal numit de Ferdinand, Fundațiile Ferdinand numit prin decret regal în 22, de însuși regele Ferdinand, până în 27 a reorganizat Biblioteca Centrală Universitară. Tatăl său acolo a și predat, i-a urmat la catedră sociologului, renuitului sociolog Dimitrie Gusti, întemeitor a școlii sociologice.
a beneficiat din partea universității și ca la admitere și la absolvire de scutiri de taxe, pentru că avea un certificat de paupertate, era orfan de tată, el își întreținea familia. A fost un intelectual public într-o perioadă cumplit de violentă. Perioada interberică, când în mediul academic, în primul rând, e șansa, a născut legionarismul. Și când în aula Universității Alexandru Ion Cuza, el a avut curajul, o aulă plină, cu profesori studenți, l-a incriminat pe profesorul Ace Cuza, legionar, mentor al mișcării legionare de la Iași și nu numai, că ar fi cel care a dispus uciderea prefectului Manciu, prefectul Iașului. După aceea el a evoluat în politică, a fost deputat de Vaslui, al Partidului Național Țărăiesc, aripa progresistă, apropiată de intelectuali, de profesorii de țară, de intelectualitatea rurală. A scris cu mâna lui, în perioada când a fost ministru educației, 38-40, o perioadă cumplit de grea în guvernul lui Carol al II-lea, legi care au rămas, au dăinuit până la venirea comuniștilor, învățământul, legea învățământului primar, învățământului profesional, legea învățământului superior și alte reglementări. A fost un om care a și legiferat în calitatea lui de ministru al educației. A fost și ministru, a fost și președintele, Carol l-a rugat să fie președintele Comisiei de Bacalaureat a Marelui Voievod de Alba Iulia Mihai, a regelui Mihai, care și-a dat bacalaureatul chiar pe 27 iunie 40, o zi memorabilă, dar și fatidică, spune Petre Andrei, memoriile lui, pentru că în ziua aia și-a dat bacalaureatul Mihai, regele Mihai, dar în aceea zi Carol al II-lea și Consiliul de Coroană convocat și guvernele convocate au luat act de invadarea de către ruși, de către bolșevici a Basarabiei. Am invocat câteva activități importante din ce a fost, ce a însemnat Petre Andrei, care a scris uriaș. Nici acum în cultura română nu s-a scris atât de frumos, atât de științific, academic, despre ideal, despre valoare, valorile estetice, teoria empatiei, despre elevi, tineret, personalitate, rolul școlii, rolul universității, precum a făcut-o savantul Petre Andrei. Astea au fost gândurile care ne-au animat atunci în 90 să înființăm Fundația Academică Petre Andrei și în cadrul ei Universitatea Petre Andrei, pe care am înființat-o. Ea a funcționat pe început cu anul universitar 90-91. A fost greu, foarte greu, pentru că era un vid legislativ. Pe piață, numai la noi, în Iași erau vreo 10 inițiative de-astea private, SRL-uri, SA-uri, societăți, familie. Noi am mers pe legea 21 din 1924, legea fundațiilor, și am reușit să coagulăm o entitate universitară. Universitatea Petre Andrei din Iași a fost decretată prin lege, semnată, decret lege semnat de președintele României în 2002, chiar pe 20 iunie, ziua în care, dacă ar mai fi trăit 6 luni, Petru P. Andrei, rectorul nostru fondator, ar fi împlinit 80 de ani. Noi, cei care am succedat profesorului Petru P. Andrei la conducerea universității, am avut de o misiune foarte, foarte grea, foarte împovărătoare. Am încercat să... Domnul Andrei avea o sintagmă pe care o expunea foarte des. Băi, oameni buni, universitatea noastră trebuie să fie un mic Oxford al României. Voia ca universitățile private, Universitatea Petre Andrei, să se raporteze la calitate, să nu fie butic universitar, să nu fie o afacere a cuiva, să fie o universitate cu reputație națională și internațională. A fost cumplit de greu, pentru că până au fost acreditate primele 20 de universități private, au trecut iată câțiva ani. Au fost furci ca odine foarte greu de îndeplinit. Și acum, legea asta, care încă mai e în vigoare, deși ciopărțită de ani de zile, legea 1 pe 2011, legea lui Funere, cum mai spune lumea, este foarte bună, foarte bine scrisă în zona învățământului privat. Foarte bine. Chiar am contribuit și noi la ea, la această scriere, și
Ea, în filozofia ei, nu există discriminare stat-privat. Funeriu chiar spunea, când era ministru, deși mulți îl hulesc și acum, universitățile trebuie să fie bune sau rele și desfințate. Nu publice sau, sau private. Și noi am încercat să ne raportăm mereu la valoare, la expertiză. Ne lăudăm cu cei 50.000 de absolvenți, cam atât am produs noi în perioada asta, vreo 50.000 de absolvenți, în domenii pe care piața le-a cerut, în domenii pe care le continuăm și astăzi, bineînțeles, cu modificări de la o perioadă la alta, atunci când nevoile vieții, solicitările vieții impun lucrul acesta. Deci cam așa am ajuns aici, în 2018, anul centenarului. La ora asta avem patru facultăți, Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie, Științele Educației, Asistență Socială, apoi Facultatea de Economie și nu în ultimul rând Facultatea de Științe Politice și Administrative, toate cu programe de licență. La Facultatea de Psihologie și Asistență Socială avem două programe, programul de psihologie și programul de asistență socială. La Facultatea de Economie avem specializări cerute de piață, finanțe, bănci, marketing și contabilitate și informatică de gestiune. În cadrul acestei oferte academice avem și programe de master, repet, toate acreditate și acestea. Cum ar fi la Facultatea de Drept, Dreptul European, Dreptul Administrației Publice, Dreptul Afacerilor, Drept Penal. La Facultatea de Finanțe Contabilitate avem un program foarte căutat, Managementul Economico-Financiar European. La Științele Educației avem Management Educațional, iarăși foarte căutat, pentru cei care doresc să-și desfășoare activitatea în sistemul educațional. La Facultatea de Psihologie avem Consiliere Educațională și Orientare Școlară și Vocațională. La sociologie avem un program interdisciplinar cu cel de psihologie, mediere și consiliere psihosocială în probațiune și securitate privată. La științe politice, un program în parteneriat cu Facultatea de Psihologie, și anume programul de master, psihologie politică și leadership. Repet, toate aceste programe sunt acreditate prin hotărâri de guvern care, cum știm, legislația impune ca în fiecare an, înainte de a începe perioada de admitere în învățământul superior, Ministerul Educației validează prin lege, adică prin hotărâri de guvern anuale, ce programe, ce universități pot funcționa. Și, dacă permiteți, pe lângă acestea, tot în baza legii educației, dar cu privirea adânc scrutătoare către piață, către piețe, de anul trecut am înființat câteva programe post-universitare. Avem 11 asemenea programe. Repet, ne-am uitat la piață și la ce solicită cerințele pieței. Cerințele pieței și care sunt reglementările legislative în domeniile respective. Și am propus și Ministerul ne-a acreditat, spre exemplu, la științe politice, un domeniu nou, și anume domeniul diplomației publică. E un program pe care îl organizăm cu mentori extraordinari, cu expertiză excepțională. Fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, care ești profesor universitar. Actualul ministru de externe, Teodor Meleșcanu, a IDOMA, Iulian Chifu, fost consilier prezidențial, Dan Dima, consilier prezidențial. Iată câteva nume care dau imaginea expertizei, a resursei umane. Tot la științe politice mai avem un program post-universitar, managementul instituțiilor politice, pentru că el este cerut de cei care doresc să activeze în instituții publice, politice, unde și acolo sunt niște standarde, legislația spune ce și cum trebuie să îndeplinească, inclusiv obligativitatea de a avea asemenea
în CV-ul profesional și asemenea program post-universitar. Tot la științe politice am generat și s-a acreditat un program nou, dacă vă interesează, vă invităm. Noutățile, iată. Un program nou, pe care o spun cu mare deschidere, n-am niciun blocaj, cu fostul meu coleg de pe vremea studenției, cu domnul Mihai Tatulici am gândit acest proiect. De fapt, îi aparține lui conceptul, publicistică politică. Și vom face grupe acolo unde există nevoia celor care lucrează sau doresc să lucreze în presă de a se perfecționa prin asemenea programe post-universitare, după ce termină facultățile de jurnalism sau alte facultăți, dar care au chemarea și vocația către jurnalism. E un program foarte bine conturat de către specialiști cu notorietate în media. La Facultatea de Psihologie avem un program foarte căutat în ultimii ani. Dezvoltare personală. Unde iarăși solicitările sunt foarte mari. La asistență socială e o cerere mare și comunicăm foarte bine cu direcția de asistență socială. Nu numai din Iași, de la consiliile locale din toată regiunea de Nord-Est. Și anume programul se numește Managementul Instituțiilor Sociale. Știm foarte bine că aici în domeniul ăsta de prin 2010 sistemul asistențial a fost avariat prin niște măsuri dure care au coincis și cu depurarea multora din sistemul de asistență socială, cu scăderea brutală a salariilor. E acum printr-o legislație recentă s-au repus în drepturi și sistemul asistențial în România are nevoie de specialiști chiar de nișă. Vorbim de asistența socială a familiei, a copilului, a copiilor abuzați, a vârstei a treia, deci au un câmp, un areal foarte larg în care trebuie să se manifeste. La drept, avem drept european, avem dreptul administrației publice, dreptul securității frontierelor pentru cei care lucrează în zonele poliției de frontieră și avem un master nou de asemenea, adaptat la nevoia autorităților locale, prin lege trebuie să înființa funcția de administrator public. La Facultatea de Economie avem două programe postuniversitare, management financiar al instituțiilor publice, unde vin foarte mulți chiar absolvenți de la FEA, de la CUZA sau de la noi, care vor, legea obligă printr-un asemenea postuniversitar să-și facă un CV redutabil pentru orice concurs în instituții financiare, în bănci și așa mai departe, și managementul financiar al proiectelor de investiții, de asemenea adaptat la nevoile pieței. Mai fac un comentariu aici. Formatul acestor master este de învățământ cu frecvență, dar și fără frecvență. Se acordă, sunt alocate număr de ore care se susțin pentru a veni în sprijinul celor care au servicii. Prin programe post-universitare se adresează în primul rând celor care deja sunt în câmpul muncii și pe care legea îi obligă să se perfecționeze. Deci orele acestea se țin în zile de weekend, de comun acord stabilite cu studenții și numărul de ore alocat la aceste programe se pot derula în maxim 2 luni. Deci nu durează mai mult. Și încă o chestiune care este specifică programelor post-universitare față de cele de licență de master care trebuie să debuteze la începutul anului universitar, acestea se pot organiza în timpul anului universitar, ori de câte ori avem grupe formate. Și, de asemenea, ele sunt cotate cu un număr de credite, cum li se spune, pentru că știm foarte bine că funcționăm în baza sistemului european de credite transferabile, ECTS, cum se numesc ele, și se alocă la fiecare program 30 de credite pe care absolventul și le include în CV-ul lui profesional. Destule facilități, iată, pentru și oportunități pentru cei interesați. Discutăm pe larg și de restul facilităților. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim aici în studio.
Ne-am întors în studio aici la Școală și Sănătate și dacă nu ați reușit să fiți alături de noi în prima parte a emisiunii, vă spun că invitatul meu din această ediție este domnul profesor universitar dr. Doru Tompea, este președintele Fundației Petre Andrei. Iată, vorbeam noi despre oferta educațională pe care universitatea o pune la dispoziție celor interesați să facă o facultate sau să urmeze un program de master la o universitate privată și, așa cum spuneam și înainte de pauză, foarte multe facilități pentru cei care sunt interesați și mai ales pentru cei care lucrează, că ne adresăm și celor care, iată, au un serviciu și trebuie să se împartă între școală și casă. Da, realitatea este că în vremurile în care trăim, universitățile, dacă nu își adaptează oferta educațională la piață, rămân undeva într-un tur de fildeș, care nu rezonează, nu comunică, n-au deschidere către nevoile pieței. Inclusiv în standardele ARACIS, adică Agenții Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, un foarte important standard de evaluare, de autorizare, de acreditare, cum e cazul nostru, este tocmai link-ul, corespondența dintre oferta educațională și piață. Aici aș face un mic comentariu, pentru că l-am discutat de multe ori în Consiliul Național al Rectorilor, l-au recunoscut la ultimul Consiliu Național, unde a fost colegul meu prezent, rectorul Sorin Bocancea, l-au recunoscut și rectorii universităților de stat, inclusiv doamna Andronescu, care a fost de 3 ori ministra educației și rector al Politehnicii, președinta Senatului, cum e acum, că unele standarde ale ARACI sunt bune, sunt europene, rezonează cu ceea ce cere legislația în domeniul educației din Uniunea Europeană, normal, după aderarea noastră, sistemul Bologna, pe care și noi l-am aplicat imediat după aderarea noastră în spațiul european. Dar unele elemente care țin de standardele ARACI, instituția abilitată de Parlamentul României de a verifica universitățile, calitatea, standardele, pe standarde, criterii foarte ferme, unele sunt depășite de piață și de viață. Doamna Andronescu chiar spunea la ultimul Consiliu al Rectorilor că, stimați colegi, adresându-se rectorilor de la stat, hai să recunoaștem că multe standarde au fost făcute acum 10 ani la noi, la ARACIS, ca să omorâm cât mai multe universități private. Așa este. Ei înșiși, rectorii de la stat, resimt și au ieșit și cu comunicate publice în ultimul timp. E o tensiune acolo între universitățile mari din consorțiul universitaria și cele de talie mai mică, apreciind că multe din standardele, multe, câteva în sfârșit, dar importante standarde, pe baza cărora, în mod normal, fiecare program, fiecare facultate, fiecare universitate, la 5 ani, trebuie evaluate și reevaluate. Deci acest ARACIS, care după aceea trimite evaluările la Ministerul Educației Naționale, care după aceea le duce în hotărâri de guvern și în legi de înființare sau, dacă e cazul, de desființare. Deci, asta spune legea. La 5 ani, fiecare program, facultate, universitate, cum spunem noi, generic, trebuie evaluat și reevaluat. Din păcate, lucrul ăsta nu s-a întâmplat la universități de stat. 1. În schimb, la universitățile private au fost de o duritate extraordinară. Ne-a priit. În 2010-11, când a venit a stat un an de zile ARACIS la noi, la Universitatea Petre Andrei, a fost cumplit. Pe toate programele astea de licență și master au fost comisii distincte. Aproape toți erau verificați la sânge, nu? Aproape cumva. Toți au fost profesori la universități de stat, vă dați seama, competitorii noștri. Cu toate acestea am fost acreditați cu grad de încredere. Noi acum așteptăm să încheiem un protocol cu ARACIS pentru a reevalua programele și conform legii. E lege. Și pentru cei de la stat și cei de la privat. Dar aș mai adăuga faptul, spuneam, de standarde învechite. Chiar rectori de la stat s-au ridicat și au spus e o discrepanță între nevoile pieții față de anumite programe, față de ofertele educaționale pe care piața le așteaptă de la universități și anchilozarea ARACIS în
proceduri greoaie, birocratice și în standarde vechi. Sunt rectori de la stat, în primul rând, nu mai zic de noi, care spun că, domnule, piața cere, de exemplu, e o nevoie acută în sistemul medical, în sistemul educațional, într-un domeniu sau altul. E o nevoie acută de câteva sute, de câteva o mie de absolvenți în tehnologia acutare sau în managementul spitalelor sau în mai știu eu ce domenii în care ne obligă și directive europene, ne obligă și piețele care cer specialiști. Ori până scoatem noi, promovăm această ofertă, durează birocrația vizitelor de la Aracis, analize, dezbateri, trece un an de zile, pe puțin un an de zile. Când piața, nefiind ocupată de asemenea oferte academice, nu mai absorbe, adică se pierde. Adică nevoia pieții nu e resimțită, nu atât de universități. Universitățile sunt mai mobile, dar birocrația și legislația este uneori învechită. De aceea așteptăm toți, și universitățile private, dar și cele de stat, o legislație, o adaptare a legislației încât să fie mai fluentă, mai fluidă, mai permeabilă și mai adaptată la ceea ce cere piața globală, piața economico-socială și subsistemele societății românești. Asta a fost comentariul pe care voiam să-l fac, pentru că e foarte important. Noi am reușit un lucru și m-a mai fost un lucru, un element, și asta vreau să invoc aici, nu pentru a-mi aroga sau a ne aroga un anumit merit. Acum 4 ani s-a schimbat codul insolvenței. Vreau să vă spun că până acum 4 ani, în codul insolvenței care funcționa până atunci, în 2014, dacă nu mă înșel, erau exceptate de la proceduri de insolvență și faliment doar asociații, fundații, ONG-uri. Nu era inserat și cuvântul universitatea sau universitățile. S-a întâmplat, cu bine știm, să apară și la stat, la privat nu mai zic, dar și la stat să apară probleme generate de scăderea abruptă a salariilor prin anii 2010-2012, când sindicatele din universitățile de stat și din preuniversitate au dat în judecată conducerea universităților, Ministerul Educației, pentru scăderile astea salariate. Au fost mii de procese în universitățile din România. Și dacă s-a aplicat vechiul cod al insolvenței, OTOVA, universitățile, cele cu probleme, care nu aveau resurse financiare, pentru că sindicatele au câștigat procese și au trebuit universitățile să dea chiar în rate, eșalonat, salarii înapoi din urmă cu nu știu câți ani. Deci nu mai aveau resursa financiară de a pune în aplicare sentințe judecătorești în universități, la stat. Și atunci am intervenit, pentru că și Universitatea Petre Andrei a fost așa urmărită aici în câmpul tactic, ieșeam de tot felul de indivizi care au vrut să o căpușeze și să o hăcuiască. Fiind cea mai mare universitate privată din Moldova istorică. Și atunci am făcut un demers, m-am ținut de el și norocul meu că am ridicat problema în câteva consiliere rectorilor, la Suceava, la Constanța, fostul rector al Universității Alexandru Ioan Cuza, chiar domnul profesor Ișan, a ținut o pledoarie și dumnealui în Consiliul Rectorilor de la Suceava, unde atunci rector era actualul Ministru al Educației. Și cu încăpățânare am făcut un demers pe care l-am depus după câteva discuții tet-a-tet cu ministrul de atunci al educației, domnul Mihnea Coscoiu, care l-a trimis la legiuitor, inclusiv la Curtea Constituțională a fost validat acest articol, care absolvă, scoate din discuția insolvențelor și a falimentelor universitățile. Nicăieri în lume, universitățile serioase, publice sau private, nu trec prin proceduri de faliment. Universitățile rămân, cum spunea și Petre Andrei, sunt fundamentele pe care, prin educație, prin împroprietărire culturală, cum spunea Petre Andrei, se formează tinerele generații
de specialiști ale națiunilor respective. Și asta este un lucru bun. Universitățile trebuie protejate, universitățile trebuie finanțate. N-am avut în ultimii ani, cu toate că legea o prevede, 6% alocare de la PIB pentru universitățile de stat și educație în general, iar noi la privat, ce să mai spun, asta e mare of pe care l-avem, deși legea prevede că și universitățile private acreditate, cum suntem noi, pot fi finanțate cu până la 25% din bugetul educației sau a universității care funcționează, nu s-a aplicat niciodată. Deci acum v-am spus și părți bune, dar și părți... durerile noastre. Da. Revenind puțin la Universitatea Petre Andrei și la oferta educațională, de ce ar trebui un tânăr sau un viitor student să aleagă Universitatea Petre Andrei? Care ar fi principalele avantaje? Întrebarea asta ne-am pus-o chiar fondatorii de atunci din 90. Cum să concepem o universitate aici în Iași, al doilea mare centru universitar al țării, cu 5 universități de stat, foarte cunoscute, puternice, Universitatea de Alexandru Ioan Cuza, acolo am absolvit și eu și mulți din colegii mei, Universitatea Tehnică din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie, USAMV-ul și Universitatea de Arte. Cum să ne facem o diferență specifică încât să devenim atractivi cu față de universități de stat unde e gratis. Atunci era gratis, nu erau locuri cu taxă. A fost greu, dar am gândit aproape un an proiectul ăsta. Și am spus așa, în primul rând, elementul cel mai important trebuie să-l constituie un nume pe care să-l poarte universitatea. Acum, domnul Andrei era normal, absolut subiectiv, era fiul al doilea al savantului Petre Andrei, dar m-a pus mâna pe mine și m-a determinat. Consolat sau? Nu, m-a determinat să mă apuc să coordonez alături de domnia sa proiectul de cercetare și editare a operei savantului Petre Andrei. M-am apropiat de manuscrise, jurnalul intim, jurnalul de front, jurnalul de familie. Mi-a pus în brațe toate manuscrisele tatălui său, care a fost, repet, uriaș în ceea ce privește abordarea educației, a școlii, a universității, a valorii, a idealului, a tineretului. Și am conturat un nume al savantului. Domnul Andrei a insistat, foarte greu a cedat. Un an de zile l-am bătut la cap, până când aveam diferite variante de a denumi această universitate în cadrul Fundației Academice Petre Andrei. Pentru că viața lui a fost tragică până la urmă, dar destinul lui a fost tragic al savantului, dar până la urmă am spus că brandul, trebuie creat un brand. Și brandul ăsta sunt fericit că am reușit să-l menținem. Încă eu nu sunt mulțumit de cât am făcut pentru promovarea personalității savantului Petre Andrei. În al doilea rând, trebuie foarte important, într-un demers de genul acesta, când vii, repet, în Iași, nu la Hârlău sau în alte părți unde au fost universități care deschideau, sau Spirul Haret, avea filiale în toate orașele și cătunele din România. Au fost desfințate, că erau ilegale. În al doilea rând, a contat foarte mult resursa umană. Recunosc faptul că e o chestiune de bun simț. Primele cadre didactice pe care le-am atras la Universitatea Petre Andrei în 90 au fost cei mai prestigioși profesori de la universitățile de stat din Iași. Și nu numai. De la Cuza, la Facultatea de Drept, cei mai prestigioși profesori, foști colegi ai lui domnul Andrei. De la FEA, de asemenea, cei mai buni profesori de la economie de acolo. De la psihologie, la fel. Am avut o rezistență acolo, dar în sfârșit. La asistență socială, care s-a creat după câțiva ani. La științe politice, care de asemenea s-a creat după câțiva ani și la Cuza. Deci am atras cei mai buni profesori, pentru că ne-am dat seama că motivarea potențialilor candidați de a veni către o universitate nou înființată
trebuie să fie întărită și de prestigiul profesorilor, a corpului profesoral. Și le mulțumesc și acum, unii s-au prăpădit, unii le conservăm memoria tuturor celor care au lucrat, au activat în Universitatea Petre Andrei din Iași, dar din păcate în 2002 Universitatea Alexandru Ioan Cuza a introdus în carta lor un paragraf care interzice ca profesorii de la Universitatea Cuza să predea și la alte universități. Lucrul ăsta ne-a șocat până la un punct, dar ne-a obligat să ne mișcăm foarte repede. Să vă căutați oameni noi, să oameni dedicați. Să ne căutăm oameni noi, oameni dedicați, să am promovat tineri care au crescut, au ajuns acum oameni cunoscuți și am mai făcut un lucru care a făcut diferența specifică, nu diferența de discriminare. Repet încă o dată, noi avem o cinste și o gratitudine față de Universitatea Cuza, pentru că foarte mulți de la noi au terminat cursurile acolo la Cuza. Am avut mentor, magiștri extraordinari. Dar am atras, mai ales în anii 2000 până prin 2010, 11, 12, cât posibilitățile noastre financiare ne-au permis acest lucru, crema, elita profesorilor din domeniile noastre. Aici la noi au predat profesori de drept din București, Cluj, Sibiu. Tocmai ați menționat câteva nume foarte bune. La psihologie a predat crema psihologiei românești. Domnul profesor Mitrofan Nicolae, doamna profesor Iolanda Mitrofan, care conduce SPER-ul, Societatea de Psihologie Experiențială. Doamna Anca Munteanu, care a fost decan ani de zile la Timișoara, la stat. Vorbesc de profesor de la stat. Deci, practic, adunasem aici și la psihologie, și la asistență socială, la științe politice. Niște nume de referință. Deci, practic, și noi avem chiar și pe site, avem și comunicate, și știu eu, informări cu manifestările, nu numai cursuri. Deci, am organizat și organizăm în continuare foarte multe proiecte, manifestări, evenimente științifice, culturale, în care am atras și vom atrage în continuare personalități ale științei, personalități academice, fără nicio discriminare. De la stat, de la privat, inclusiv personalități culturale. Au fost aici președinți ai Academiei Române, academicieni, domnul Eugen Simion. Au fost aici personalități din străinătate, ambasadori, ambasadorul Marii Britanii, care recent și-a încheiat misiunea. A venit special la Iași pentru că aici a făcut învățat limba română, înainte de a prelua funcția de ambasador. Ambasada Americii ne-a înmânat în 2010 steagul Americii pentru contribuțiile și proiectele noastre europene și pro-atlantice. Ar trebui să-i felicităm astăzi, să le urăm la mulți ani. Cum să vă spun, apropo de întrebarea noastră, foarte ok, foarte corectă, Universitatea Petre Andrei s-a impus în piața academică și a stârnit, recunosc că a stârnit foarte multe invidii, gelozii. E așa și caracteristic undeva, iubesc acest oraș, sunt de la 19 ani aici, dar este și orașul marilor iubiri, dar și a marilor trădări. Gelozii. Prin aceste proiecte, prin aceste evenimente, prin aceste manifestări, vă diferențiați față de ceilalți? Ne diferențiam, dar am stârnit multe, multe pasiuni, multă invidie, multă gelozie. Vreau să spun că le vom continua, că această universitate Petre Andrei din Iași va continua să deruleze și programele academice pe care le-am expus în acest pliant, care a fost distribuit în toate liceele și vor fi distribuite la puncte de informare importante, nodale în Iași, dar și programe culturale, științifice. Și vom continua să invităm și ne-am apropiat oameni importanți ai culturii române, ai mediului academic, ai mediului ecumenic. Aici au fost patriarhul României, au fost monseniorul, deci bisericii catolice, oameni chiar din zona politică, președinți ai României, au fost doi președinți la universitatea noastră, premieri și așa mai departe.
Vom continua aceste proiecte. Am un proiect și în Republica Moldova, unde acum e o problemă mai greu de administrat, dar vom continua să fim prezenți în spațiul ieșan și național prin asemenea proiecte, pentru că avem, eu am încredere în colegii mei mai tineri, pe care universitatea a ales și i-a desemnat în conducerea executivă a universității. Eu acum sunt președintele Consiliului de Administrație, președintele Fundației Academice, dar am încredere că în partea executivă tânăra generație e formată din personalități intelectual publici, voci în comunitate, oameni care au cărți, care au de spus, care sunt de notorietate. Și mă mândresc cu acest colectiv pe care îl conduc la Universitatea Petre Andrei din Iași. Cu faptul că nu uit niciodată. Noi în anii ăștia, de la primele promoții de absolvenți, din 95-96, s-au adunat vreo 50.000 de absolvenți. Pe unde merg în regiunea de nord-est și mergem și promovăm aceste oferte academice, în primării, în consilii locale, la prefecturi, la consilii județene, la inspectorate școlare. Am o bucurie extraordinară când mă întâmpină, mă primesc, mă întâlnesc cu absolvenții noștri. Domn profesor, ce mai faceți? Mă uit, sunt cu tare, am terminat un anul cu tare. Vai, ce mult m-a ajutat în carieră facultatea. Sunt oameni care au recunoștință față de... Nu, asta, nu obediența mă interesează. Faptul că recunosc, într-adevăr, ce a însemnat pentru ei parcursul la Petre Andrei și oamenii ăștia au dat concursuri conform legii, mai ales cei care acționează în domeniul, în sistemul public, și acolo în concursurile astea s-au bătut și au disputat posturile alea cu absolvenți și cu absolvenți de la stat. De aceea, pe de o parte, încă o dată nuanțez, avem o atitudine de solidaritate academică față de toate universitățile din Iași, de stat. Dar pe de altă parte vreau să spun că vom continua să ne impunem cu tot ce avem noi ca personalitate instituțională în câmpul academic ieșan. Cu siguranță cei care vor să răsfoiască cu ghilimelele de rigoare site-ul dumneavoastră, site-ul universității, vor găsi această ofertă academică. Vor găsi oferta educațională, vor găsi toate aceste evenimente pe care le organizați și iată sunt de notorietate pentru universitate, pentru mediul ieșan, pentru mediul academic și de ce nu, sunt foarte binevenite pentru cei interesați pe Absolut. Anumite domenii. Eu sper să aveți cât mai mulți candidați pentru sesiunea de admitere și să veniți aici să povestiți și alte proiecte frumoase. Vă mulțumim pentru prezența la Școală și Sănătate. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, și eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângaciu și vă dau o întâlnire și miercurea viitoare de la aceeași oră. Pe curând!